Salutare, prieteni! Cum la voi? Cum vă simțiți? Sunteți sănătoși? Nu ați înghețat? La noi a venit toamna și e foarte rece. Afară de acum, cum am înțeles, mâine o să fie încă cald, după ce o să fie rece și rece. Așa, acum e dimineață. Eu stau încă în pat, după cum vedeți. Este ora 9:25 și de la fără 10:08 ne-am trezit cu Sergiu foarte, foarte brusc, foarte repede. Eu încă visam și am deschis ochii, am văzut că e fără 10:08 și ne-am dat seama că deșteptătorul sau a sunat și n-am auzit noi sau n-a sunat deloc. Și repede ne-am sculat, am îmbrăcat-o fugitiv pe fată, niciodată așa de repede n-am îmbrăcat-o, n-am făcut coafură și s-a dus Sergiu să ducă la școală, o duce la școală. O să ducă de grabă și pe Melissa la grădiniță de pe data din tâi. Iar eu ce am făcut? Iată, acum stau în pat încă și am programat niște videoclipuri pe canalul Jasmina Show și pe Mel Caramele. Și numai ce i-am dat lui Sergiu o însărcinare. I-am întrebat, vreau să vă arăt ceva care e ceva mai personal, dar eu cred că vă este interesant. Cum discutăm noi cu Sergiu pe Viber? I-am dat o provocare. Ați vedeți, îmi vă arată că acum. Ia, uitați-vă, cred că știți de Viber. Așa, iată acum a scris, dacă vedeți, sivodnia înseamnă astăzi. Așa, că e în rusă. Eu întreb, îngeraș, unde ești? Și el îmi răspunde, lângă casă, acușul vin. Eu zic, mi-e foame. El, bine, ce să cumpăr? Cumpără ceva gustos pentru prințesa ta. Provocare. El zice, da. Să văd cât de bine mă cunoști. Așa mai jos și el. Dă-mi niște condiții, îmi zice. Eu zic, și dulce, și sărat, și sănătos. O, asta da greu. Succese. Bine, eu plec. Am luat bănuții de la bancă și coletul de acum, așa, un colet apropo vine din China. Pentru Jasmine am comandat ceva pentru canalul ei. Aici am trimis un gif cu un cățel care sare foarte drăguț. Și el zice, clar, te iubesc. Să pare că atât discuția noastră. Așa că aștept Sergiu să vină. Și să vedem ce o să cumpere. El nici nu știe că eu am să îl filmez. Așa că vă arătăm cam rutina noastră de dimineață. Cum am înțeles, Sergiu duce pe tine la școală, la grădiniță. Eu mai stau încă culcat în pat. El e foarte gentleman la mine. Așa că mai dă voie să mai dorm. De obicei eu mai stau și mai dorm. Știți, eu îmbrac, eu pregătesc cu seara hainele Jasminei. El pregătește geanta. Dimineața el o îmbrac. De obicei este îmbrac, e singurică. Și eu doar îi fac repede coafura și mă culc înapoi și mai dorm. Data aceasta, pentru că am sărit eu brusc din pașa, am văzut că întârziem, am zis să-l ajut repede ca să nu întârzi la școală și după aceea văd că somnul nu mai vine pe la gene. Stau în pat. Vreau să vă arăt cu ce mă învelesc eu, cu ceva subțire, pentru că de obicei eu sunt mai friguroasă când afară, mai greu să mă îmbrac. Dar când să dorm, eu nu iubesc să fie foarte cald sau nu știu. Dar Sergiu cu pilotă, cum se numește, la noi se spune, nu plapă, o gheală, alții spune iordan, dar știu că în română se spune pilot, așa ceva gros cu ce te învelești, da? El se învelește cu aceasta și se învelește cu bucată din a mea, dar ia mă cu subține. Când doarme, el e foarte friguros. Așa e, dar așteptăm Sergiu și vă arătăm și vouă ce a cumpărat el pentru prințesa lui. Sergiu, numai ce mi-a mai scris ceva și vreau să vă arăt și vouă ce a scris. Așa, a zis, pune, te rog, apă la fiert pentru niște ouă de prepeliță. O, de acum e foarte bine. Eu iau ouă de prepeliță, prânzele, biscuiți de ovăz și pâine. Super! Ok, eu merg să pun apa la fiert pentru ouășoarele de prepeliță. Cine dintre voi mai iubește ouăle de prepeliță? Știu că sunt foarte sănătoase, unii le beau și crude. Așa, iau să pun mai întâi apă la fiert pentru ceai. După aceea am să pun apă la fiert pentru ouășoarele de prepeliță. Așa. Apăsăm butonul și
și acuș va începe a sfârâi. Este parcă e pus. Ok, acuș începe. E ca să aud, aude. Sfârâie. Așa, acum eu să iau să pun apă la fiert. Am așa o chestie. Dă-o drumul la apă, ca să pun o mână. Așa, veselă murdară încât de aseară. La cine mai rămâne câteodată veselă peste noapte murdară, scrieți. Mănânci repede, ești obosită seara și nu mai spele, cred că se mai întâmplă la mulți, așa. Deci, am pus apa, ajunge pentru și aprind aia gază. Așa, noi cu gaz. Așa, este. Dau mai încet. Să las mai tare. Se fiarbă mai repede. Această, nu știu, vasă, cratiță, cum se numește, nici în română, nici în moldovenește, nu știu cum se spune. Sergiu a cumpărat, noi am zis ceva micuț ca să putem să fierbem un tir ceva în el, chiar niște ouă cum acum. Și el a luat și fără capac. Așa, fără... E rece, simt că e rece, dar e... Soareile iese. Ok, să mergem la balcon cu mine. Să vedem cum e. Eu simt că de afară vine rece, dar să vreau să văd dacă e mai cald decât ieri. Așa, cuș trebuie să strâng patul. O, de acum simt că am deschis balconul să fie aer. Eu tare iubesc mult aer curat să fie casă și iarna stau cu geamurile deschise de seară. O, e rece. Da, e frumos cerul. Ce frumoasă! Pe curtea la noi întornem dinapoi că... Iar e frig, eu zbrăcată și știu dacă vedeți cam o leacă străgușită, dacă mai stau... Da, las să fie oare. Dacă o stau mai mult să nu râncesc, așa că eu mă stăr cum odată simt că ceva mă doare gâtul sau țin acepatul și deodată fac ceai din romaniță, din ceai cu ghimghir, eu iubesc și cu miere, ca să nu permit răcelii să vină mai aproape de mine, o alung deodată. Așa, apa încă nu fierbe, Sergiu de grabă o să apară și o să vedem dacă s-a ținut de cuvânt și a cumpărat ce a scris acolo în... Fiber, brăzele, biscuiți de ovăz, care eu le iubesc, și ouă de prepeliță. I-am zis sănătos, pentru că dacă n-ai spus sănătos, avea să cumpăr salam. Eu foarte mult iubești, dar când cu salam dimineața să mănânci. Eu văd că Sergiu încă nu vine și până o să vină el, vreau să fac ordine în odaia Jasminei. De obicei, ea dimineața, adică eu o rog să strângă patul, Melissa de obicei dimineața vine la noi, lângă mine, în pat, noapte vine sau dimineața tare să-și urcă lângă mine și doarme și ea rămâne singurică și eu îi zic dimineața după ce te îmbraci la școală, strângi patul. Astăzi, cum am zis, foarte repede s-a trezit și foarte repede și eu îmbrăcam și ea să îmbrăca și Sergiu de aici tot foarte repede, așa că alțat totul în acest fel. Ia vedeți, pijama aici aruncată, cum s-a zbrăcat foarte, foarte repede, acum am să o strâng. Așa, aici o vestuță, o hăinuță care am îmbrăcat aseară, că spun că mai răcoare și noi încă căldura nu avem, de când s-o aprindem, că o să fie încă cald. Așa, pune cât fiecare îi place nouă, ne place. Și mai mult Jasminei, aici pune mai mult care îmi place mie, măcar că e mai puțin sănătoasă. Și o punguță. Așa. Ok, ok, bun. Așa cum bunica îți vine la noi, i-am luat eu una de asta. Eu să vrei un ceai. Ție m-am gândit că dacă n-ai să vrei una glazurată, ai una de asta. Aha. Apropo, dragi noștri, dacă vă întrebați unde este Melissa, ea încă credniță încă nu merge, cum am zis data de întâi. Dar ea vine acuși cu bunica noastră, vine la noi, am dat-o pe o zi întreagă, da? La bunica, deoarece noi trebuia urgent să facem niște videoclipuri pe canal Jasmina Show și... E mai dificil când e și Melissa, vrea să intri și ea în cadru. Strică scenariul puțin. Da, am avut ceva înscenat și era mai complicat cu ea să fie, de atât să filmăm. Deci și am dat-o la buniei, dar ei... Pe mâini de încredere. Pe mâini de încredere, acolo are cu cine să joacă. Așa că a fost acolo pe zi, slavă Domnului că bunica acum locuiește mult mai aproape de noi. Da. Acum știi că să apar, că e de o la 10 să vină undeva, nu? Da. Acum cât e? Aproape. Așa.
Și poate chiar să reușim să mâncăm împreună. Fără 13. Dar pot să sun pe bunica să vezi poate acolo și de aproape, de aproape. Da? Da. Înseamnă că eu pun ușoarele, pun apa încă o dată și pun ușoarele la fiert. Așa. Uite, e felită. Yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. O mână? Tip, ajută-mă. A, gata, am deschis. Am deschis. Data sortării 21 septembrie. Azi și data? Azi 27, da? Da. Așa. Câte vreme mai ai până și tu? Eu 5. Dacă sunt micuțe. Da, ce se face? Așa. 3, 4. 5, 1, 3, 3. Să se fiert și două pentru Melisa. Îți departe? Da, asta botanică. Aha. Oricum mi-a fiert două Melise și două bunicăi. Așa, noi deodată am folosit câte ouă? 5 ție, 2, 3000? 12. 5 ție, 3000 și câte două? 3 litri, câte 4. 12. Aha. Ok. Ia uitați să pun în apă sare, trebuie pus sare în apă. Da? Da. Hai, iată. Pun eu. Aia nu-mi zahăr, sare. Puțin așa pune și când o să fiarbă, da, de foc o puțin, mai sarea grăbește fierberea, procesul de fierbere. Acum și când o să, da, dacă arată mai mășcate în apă, da, le mărește. Da, sigur. Așa, trebuie să îndreptăm, da. Cum se numește chestia asta? Nu știu, scrieți în comentarii. Da, noi nici nu moldovenește, nu știu cum se numește. Când începe a fierbe, trebuie să dai foc un leac mai încet, bine? Ușoarele de prepeliță, micuțe. Abia am cap în mânuță. În mânuță niște scumpe. Care nu sunt ale mele, sunt ale lui Sergio. De să te ajut și eu. Mai sunt? Da. Cel mai ușor ouăle se curăță, anume când după ce le scoți la fierbere și le pui în apă rece, anume în apă deodată, ca ei în apă și curăți și dacă rămân bucăți mici de coajă pe ou, în apă deodată și o speli. Ca pe când curăți așa fără, pe, poți să fie că rămân bucăți de coajă și apoi mănânci cu tot cu coajă, nu? Da. Dar așa moi în apă, chiar și mâinile și ouă moi în apă și curăți mai departe. Este un life hack, da? Da. Cum se curăță ouăle. Ascultați sfatul șefului. Sunteți pe canalul Olga Cuzin. Așa, master chef. Gata? Tu da. Ultimul, da? Eu am curățat dar și eu un ou sau două curățat și nu-ți minte. Nu știu. Gata. Eu nu-ți le număr. Iată ușoarele de prepeliță. Verde sau negru? Las fi verde. Bem chai, verde, jasmin, jasomie. Nu ne place să bem chai cu gust care ne amintește de fetițele noastre. Noastre, da. Dacă este și cu Melisa, tot tare ne place. Da, dar voi știți că noi avem două fetițe care au numele ca la două floricele. Sau două ceaiuri verzi. Așa că sunt două fetițe sănătoase, care transmit sănătate. Da, da, naturale. Naturale, da. Sunt cele mai naturale. Da. Așa, lui Sergiu îi pun acuși zahăr, el bea puțin zahăr. Da. Iar eu fără. Hop. Tăticu, ție zahăr ca de obicei? O lingurită, da. Una de acum sau una jumătate? Una. De adică când una de acum? Da, de când de acum? De mult. Noi suntem cu Sergiu căsătorit de 10 ani și câte luni, da? Da. 3 luni, 4 luni. Da. Da. Așa. Când ne-am căsătorit noi, el bea ceaiul cu cât zahăr? Nu știu, 3 jumate. 3 jumate, da. De linguriți de zahăr punea într-o ceașcă de ceai. Da. Cană, da? Acum, au trecut 10 ani și câteva luni și eu l-am
Reeducat. 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 L-am reeducat și de acum a trecut așa încet, încet. Mai întâi bea câte două jumate, aproape pe spirat câte două linguriți, da? Una jumate, da, una. Și acum a ajuns la o linguriță, așa că sperăm că când o să primim noi un ceai, adică sticine, Sergiu să bea zahăr. Adică ceai fără zahăr, sau zahăr fără ceai. Da, da, da. Ceai fără zahăr mai bine, zahăr așa e, nu e sănătos. Nu e sănătos deloc. Asta ce faci cu ea? Îl aruncăm, nu? Vrei, poți să-l pui la tine fără frie. Cu ușoare de pirpilițe, delicates. Dimineața se începe cu telefonul. Cu telefonul. La cine se mai începe cu telefonul? La noi deseori cu telefonul. Așa-i. Astăzi noi mâncăm, bem ceai, iaurt, ouă de prepeliță, brânzică avem cu ceai, biscuiți și mai avem pâine, să știu dacă o să mai vrea pâine cu dulceață sau cu unt sau cu miere, dacă nu o să se sature, el e bărbat, mănâncă oricum mai mult. Așa că poftă mare nouă și poftă mare tuturor care acum stau la masă. Noi mâncăm și după aceea ne apucăm de lucrurile zilnice, de toată rutina zilei. Sergiu mai are plecat la policlinic să mai facă și documente pentru o grădiță Jasmine. Eu Amelise, da. Eu am doar două fete, dar deseori mă încălcesc în numele lor. Nu știu ce fac cei care au câte 10 copii. Așa, eu după aceea o să fac, aștept Melisa să vină, să o sărut, să o cuprind mi-e doar de ea, acum n-am văzut-o tocmai o zi întreagă. Ție toți dor. Și eu sunt un pic de uitare. Da? Eu tot vreau să mă apuc de editare. Când vine înapoi, da? De editare foarte interesantă. Ieri am făcut mai multe filmulețe și unul dintre ele au fost Pie Face Challenge. Da, dublu. Și am făcut un ceva extraordinar, ceva interesant. Ceva interesant, dar noi ne place și noi dorim ca și vouă să vă placă. Ne stărâim să facem mai nebușnit, mai creativ. Fiecare filmuleț, fiecare vlog, fiecare challenge. Și nouă ne este mai veselă și vouă mai interesant, așa-i? Da. Da. După aceea mai vedem ce mai facem. Lucruri nu se termină, întotdeauna apare ceva nou. Apropo, trebuie să filmăm ceva cu Melisa. Da, așa că te caut niște idei. Bine, dragii noștri, poftă mare tuturor, o zi frumoasă în continuare, noi vă îmbrățișăm și pa, pa! Pa, pa! A, tu nu mă gândești! Sergiu, te! Salute! Pa, pa, prieteni! Apropo, noi stăm așa, el în parte cea de masă, eu parte sunt, nu pentru că noi suntem certați, sau, dar pentru că să ne vedem față în față unul pe altul când mâncăm. Da. Da.